Pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă, șomerii vâlceni pot urma cursuri gratuite de calificare, recalificare în diverse meserii și ocupații organizate de AJOFM Vâlcea prin Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților. Astfel, în acest an, șomerii indemnizați sau neindemnizați pot urma cursuri de ospătar, bucătar, cofetar, patiser, croitor, inspector în resurse umane, contabil, cosmetician, tehnician, masseur, operator, introducere, validare și prelucrare date, zidar, electrician, instalator, tehnico-sanitar și gaze, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM. În cursul anului 2019, în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, se vor organiza cursuri gratuite pentru șomeri, atât indemnizați cât și neindemnizați. Cursurile organizate în acest an sunt în următoarele meserii: bucătar, ospătar, cofetar-patiser, contabil, croitor, inspector resurse umane, operator calculator, cosmetician, tehnician masor și în construcții. De asemenea, avem zidar, electrician în construcții, instalator, tehnico-sanitar și gaze. Pentru a beneficia de cursuri de calificare, recalificare gratuite, este necesar să figurați în evidențele AJOFM Vâlcea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Dosarul trebuie să cuprindă actul de identitate în original și copie, diplomele de studii și de calificare, tot în original și copie, adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă și adeverință de la fisc că nu realizează venituri.